Preasfințite Iosif, preasfințite Petru, preacucernici părinți, dragi persoane consacrate, dragi frați și surori, iată, celebrăm astăzi sărbătoarea prezentării Domnului la templu, așa cum este numită în Occident, sau sărbătoarea întâmpinării Domnului, așa cum este numită în Orient. O sărbătoare care, prin însă și această denumire, sau prin aceste denumiri ale sale, ne indică un dublu semnificat. Întâi de toate, ne introduce în acel gest simplu, umil, dar important, prin care Sfântul Iosif și Sfânta Fecioară Maria l-au prezentat, l-au oferit pe pruncul Iisus Domnului la templu. Este un gest important, întrucât, așa cum am memorat, să spunem, la începutul liturghiei, împlinea legea lui Israel. Și al doilea semnificat este mai mult o mărturie, mărturia trăirii sau experienței celor care, precum Simeon și Ana, prin acest gest al Mariei și al lui Iosif, simt că așteptarea inimii lor a fost împlinită, că promisiunea cerului nu a intrat doar în lume sau în templul din Israel, ci a intrat în templul inimii lor, că l-au întâmpinat pe cel așteptat de o viață. Așadar, dragi frați și surori, cred că aceste două semnificații, care ies din nuanțele, să spunem așa, diferite ale sărbătorii de astăzi, reprezintă două trăsături nu doar sintetice ale vieții consacrate, ci mai ales profetice. Altfel spus, scopul, finalitatea, carisma vieții consacrate și, dacă vreți, a fiecărui creștin, nu este neapărat aceea de a, sau doar aceea de a respecta un set de reguli, de a împlini o lege, dar fără a le ignora. Menirea noastră de consacrați, de botezați, nu este doar aceea de a garanta, să spunem așa, executarea punctuală și riguroasă a unor discipline sau a unor norme de viață și atât, ci mai ales de a-L prezenta cu blândețe pe Iisus inimii omului de astăzi, care, spre deosebire de protagoniștii din Evanghelie, nu doar că îmbătrânește, dar riscă să îmbătrânească fără speranță, fără percepția că viața lui, truda și osteneala lui, are un sens, are o dreptate și un rost. Scopul și rostul vieții noastre, dragi frați și surori, este acela de a împlini acea lege care îl duce pe Iisus în inima oamenilor, în templul intim al omului, așa cum ne spune Gaudium et Spes. Dacă legea pe care noi o împlinim îl duce pe Iisus doar în templul de piatră și nu îl sălășluiește în inima omului, atunci foarte probabil putem rata ținta. Ne pierdem rostul și devenim sterili. Dragi persoane consacrate, astăzi mai mult ca niciodată, ne spune Papa Francisc, suntem chemați ca să fim profeți, adică oameni care, precum Maria și Iosif, purtându-L pe pruncul Iisus pe brațele lor, împlinesc această lege nouă, acea lege care s-a instaurat în noaptea de Crăciun. Iisus nu a venit în lume, nu a venit între noi, nu a venit ca să rămână, să spunem așa, doar în lume, ci a venit și vrea ca să intre în lumea mea, în lumea ta, în lumea noastră. A fi consacrat, însă, a fi profet în vremurile noastre, și aceasta o știți voi mai mult decât mine, pentru că, să spunem, eu sunt încă crud, fie ca vârstă, fie ca experiență, înseamnă nu doar a ne identifica cu slujirea Mariei și a lui Iosif, ci a ne identifica și cu soarta lui Simeon și a Anei. O viață de așteptare,
O viață în care faci mereu aceleași lucruri și parcă nimic nu se întâmplă. O viață în care ochii îți devin grei de bătrânețe, dar și de greul așteptării. Din multe puncte de vedere, situația din comunitățile noastre, poate, sau din seminarii, cel puțin în Europa sau în Occident, nu este foarte departe de situația celor doi bătrâni din Evanghelie. Totul îmbătrânește. Și nu atât prin trecerea anilor, dar mai ales prin extenuarea, prin epuizarea speranței și a încrederii de la începuturi. Iată profeția la care suntem chemați. Să nu ne pierdem speranța, să rămânem ca cei doi bătrâni din Evanghelie, poate îmbătrâniți de trecerea anilor, dar cu inima vie și atentă, cu privirea senină și încrezătoare că Domnul împlinește promisiunea sa, că Domnul nu-l dezamăgește pe cel care se încrede în el și îi se oferă lui. Însă, cum să rămânem încrezători, convinși că ceea ce trăim, credem și așteptăm nu este doar o iluzie deșartă? Cum au reușit Simeon și Ana să trăiască o viață întreagă cu această convingere fermă că nu vor muri fără să-și găsească împlinirea, deși viața lor arăta contrariu? Cum au reușit să rămână lucizi și să nu cadă pradă frustrării sau melancoliei? Evanghelia ne spune că Simeon era om drept și evlavios, precum și Ana, întrucât nu părăseau templul, slujind mereu în post și rugăciune. Dragi persoane consacrate, dragi frați și surori, profeția noastră în lume trebuie cu siguranță să mențină vie această flacără a speranței că viața omului are un sens, o dreptate, o promisiune unică și de neșters, cum am spus până acum, că Domnul îi întâmpină viața. Însă, totodată, trebuie să rămânem profeți și a unui alt lucru, profeți a unei vieți ordonate, a unei vieți care intuiește și prețuiește valoarea unei ordini interioare a cărui centru este întâlnirea cu Domnul. Știm cu toții că este foarte puțin la modă și chiar greu să spui și să transmiți acest lucru astăzi. Eu pot să dau mărturie din experiența mea din seminar. E greu. Pentru că trendul lumii e să fii cumva, să trăiești așa, mai halandala, să trăiești fără să fii legat de o regulă. Să trăiești, să spunem așa, într-o spontaneitate nemărginită. Acesta, să spunem, este mesajul acestei narațiuni contemporane. Și prinde lucrul ăsta, chiar prinde tare. Chiar este regula de viață dominantă în societatea noastră. Însă, acest trend de viață are un preț scump, și anume pierderea de sens, pierderea de direcție. Părem ai nimănui. Pierdem, dacă vreți, adevărul de sine. Și e interesant faptul că gânditorii greci, începând cu Socrate și așa mai departe, gânditorii creștini, fie din Evul Mediu, fie din perioada modernă, contemporană, să spunem, mereu au intuit că nu poți să afli adevărul despre tine fără o viață ordonată, fără o viață morală bună, am putea spune noi. De fapt, acești doi bătrâni din Evanghelie ne arată că o viață ordonată și de rutină, în care știi cui îi aparții, cui e încredințat viața ta, nu te îmbătrânește mai tare, ci din contră, te ține viu. Îți ține inima tânără, tandră și atentă spre a-l recunoaște pe cel care te vizitează. Îți dă vigoare chiar la bătrânețe ca să recunoști și să îmbrățișezi
ceea ce ai așteptat o viață și care se prezintă acum la bătrânețe. În acest mod, cred, devenim ceea ce ne ura Preasfințitul în mesajul său. Martori bucuroși. De aici izvorăște bucuria. Dragi persoane consacrate, dragi frați și surori, profetesa Ana, după întâmpinarea sau după întâlnirea cu Domnul, simte un soi de eliberare. Întâlnirea cu Domnul pentru ea și pentru noi și pentru fiecare creștin este tocmai asta, eliberare, care dă sens și dreptate. Așadar, să nu ne descurajăm spre a vorbi despre acest tip de viață omului recent sau omului de astăzi. De fapt, ne spune evanghelistul, profetesa Ana, după întâlnirea cu Domnul, vorbea despre copil tuturor celor care așteptau acel soi de eliberare pe care ea l-a experimentat. Să nu-i lăsăm așadar pe oamenii de astăzi, pe cei tineri îndeosebi, să îmbătrânească de tineri, pentru că lipsa unui orizont, a unei prospective de viață plină, a unei promisiuni, am spune noi, a unei vocații, a unui rost al tău, te îmbătrânește, te face să te simți bătrân la vârstă fragedă. Să ne simțim așadar cu toții, noi cei consacrați in primis, dar cu toții să ne simțim chemați așadar să împlinim această lege nouă pe care au inaugurat-o Sfântul Iosif și Sfânta Maria. Să-L strângem la pieptul nostru pe Iisus și să-L purtăm spre întâmpinare omului de astăzi. Astfel vom cunoaște cu toții eliberarea sau, cum s-a întâmplat lui cu Simeon, slobozirea în pace. Fie noi o vom experimenta, fie omul din zilele noastre. Lăudat să fie Iisus Hristos! Amin.